Mândrim costă 92 de ani de atestare documentară a Poliției Române Modernă. De-a lungul timpului, Poliția Română, instituție fundamentală a statului de drept, a urmat o serie de reforme, propriul proces de modernizare. Astăzi putem afirma că suntem o poliție profesionistă, un factor de stabilitate și siguranță în zonă. Ne-am îndeplinit atribuțiile cu onoare și devotament. Am dezvoltat o relație de încredere și de respect cu cetățenii, construind astfel împreună o poliție puternică, demnă, de care să fim mândri. Poliția Română este prima instituție la care apelează cetățeanul și un partener important atât al agențiilor de aplicare a legii din România, cât și din lume. Și toate acestea datorită efortului polițiștilor români, care și-au adus la îndeplinire toate misiunile cu succes, dovedind de fiecare dată hotărâre, onestitate, încredere în puterea legii. Un bun polițist este acela care se află mereu la datorie. Veghează la liniștea și siguranța cetățeanului și totodată se bucură de respectul comunității. Am câștigat aprecierea cetățenilor, demonstrând în fiecare zi profesionalismul polițistului român. La rândul nostru facem parte din comunitate. Polițistul este un partener al cetățeanului, nu e doar cel care sancționează, ci în special cel care vine în ajutor, care sprijină. Sărbătorim astăzi 192 de ani de tradiție și continuitate a activității Poliției Române în slujba cetățenilor. De-a lungul celor aproape două secole de existență, această instituție a jucat un rol fundamental în apărarea statului de drept, constituind unul din principalii furnizori de ordine și siguranță publică. Un stat puternic se bazează pe ordine și respect față de lege. De multe ori, aceste valori nu se impun cu ușurință. Ele sunt rodul unor bătălii pe care dumneavoastră, polițiștii, le purtați zilnic cu cei care desprețuiești în calcă acestui principiu. Prin activitatea desfășurată, conferiți cetățenilor un puternic sentiment de siguranță, ajutându-i să trăiască viața de zi cu zi, fără a rezisti amenințările ce le pot afecta viața, sănătatea sau bunurile. Românii cunoști și apreciază eforturile pe care le faceți pentru a le oferi siguranța de care au nevoie. Ei așteaptă ca dumneavoastră să vă faceți, în continuare, datoria cu profesionalism și responsabilitate. Relațiile lumii moderne impun polițiștii și polițiștii de astăzi o implicare totală în activitatea de apărare a statului de drept și o deplină asumare a rolului pe care îl au în comunitățile locale. Doar astfel puteți să îndeplini obiectivele precum creșterea gradului de siguranță publică sau cel al consolidării încrederii populației în poliție. Numai prin dedicare și profesionalism, reducerea fenomenului infracțional și îmbunătățirea calității serviciului polițienesc pot deveni realități ale societății românești. În 2013, siguranța cetățeanului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, un fapt atestat atât de statistici, cât și de realitatea străzii. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, criminalitatea de natură judiciară nu mai înregistrează creșteri, ci cunoaște o reducere importantă. Domnilor și domnilor polițiști, doamnelor și domnilor angajații Ministerului Afacerilor Interne, am început ziua astăzi de dimineață urându-i la telefon Ministrului de Interne la mulți ani cu prilejul Zilei Poliției Naționale. De asemenea, am făcut același lucru și cu domnul Inspector General al Poliției Naționale, domnul Chestor Petre Tovăr, și am asigurat de întreaga colaborare a mea personală și a comunității județului Vrancea. E o zi frumoasă, e o zi de primăvară, e o zi de bucurie pentru Poliția județului Vrancea și pentru întreaga Poliție Națională. Doamnelor și domnilor polițiști, nici pe departe nu m-am gândit astăzi să apelez la un discurs, pentru că am să fiu foarte scurt. Ceea ce știu este că Poliția Națională și Poliția Județului Vrancea în ultimii ani a început să atingă performanțe din ce în ce mai greu de atins în lupta împotriva infractorilor, în lupta împotriva celor care încalcă legea atât în România, cât și în comunitatea județului Vrancea. Știu că ați muncit foarte mult. Știu că munciți foarte mult. Și pentru aceasta vă rog să-mi permiteți ca în numele locuitorilor județului Vrancea și în numele administrației publice județene să vă mulțumesc.